Salut, salut! Aici este Alex Fego, bine ați revenit la un nou gameplay, la un nou video. Suntem la partea a treia din DayZ Arma 2. Alături de mine avem încă un coleg, spre bucuria mea, încă un coleg nou, un bun prieten al meu și în viața realitate cât și pe internet. Se numește Mihai. Salut, salut! El tocmai ce și-a achiziționat jocul. Asta e prima oară când joacă DayZ Mod. Este la ceva distanță de mine, mai aproximativ, ia să vedem, 9600 cel puțin. Am mașina asta unde vedeți și voi unde am rămas ultima oară. Mulți dintre băieții mei se pare că mi-au furat tot echipamentul, mi-au furat mașinile, măcar mi-au lăsat una aici foarte frumos din partea lor. Însă acum va fi lungul drum să luăm pe Mihai de lângă coastă și să-l îndrumăm în aventura lui, să vedem cât de mult va supraviețui în DayZ. Până atunci eu o să-mi fac drum spre el, cum am mai spus, și revenim o dată ce ne întâlnim amândoi și o să continuăm de acolo, să vedem ce se întâmplă. Ok, după estimările mele, cred că n-ar trebui să mai avem mult și ajungem la Mihai. Ia să ne înclansonez să vedem cum să zici dacă mă auzi. Sunt doi aici. Aha, cu arme. Te văd. Eu sunt ăsta. Ăsta cu zombie după tine? Da. Hai, urcă-te. De pe partea la altă. Vino pe partea mea, pe partea la care stă. Și dă-i pe scroll, apasă pe scroll. Nu, pe partea la altă, așa. Dă-i pe scroll. La ușă, dă-i pe scroll. Păi da, am dat. Dă-i pe mijloc, apasă pe scroll, pe mijloc, apasă pe el. Păi apăs pe scroll, dar am dat ție așa la așa. Aha, gata. A reușit. Iisuse Hristoase, cam greu. Da, greu curcat, în mașină se pare. Așa e, mă, la început, până te înveți. Am dat pe scroll, dar le-am două, știi. Ok, zi-mi unde te-ai în first person și zi-mi ce părere ai despre mașina mea. Pe ce zici tu pe intro? Ia uite-te la mine. Aha, ghillie sweet? Nu e chiar om. L-am văzut pe unul pici, că trebuie să vedem dacă putem să-l prindem din urmă. Ce zici, da, să-l călcăm pe ăla cu bicicleta sau să nu-l călcăm? Dar nu mai avem și noi bicicleta sau cum? Avem și noi bicicleta, dar zic dacă vrei să-l călcăm. Tu calcă-l pe el, nu am bicicleta, nu contează. Avem și noi bicicleta, stai liniștit. Hai totuși, hai să plecăm spre nord. Știu câteva locații unde mai putea să-ți iei și tu o armă ceva. Deci sperăm că găsim ghiozdane. Încă nu am găsit ghiozdane pe serverul ăsta, mi se pare foarte ciudat lucrul ăsta. N-avem foarte mult până la zona de lutat, să vedem acolo ce găsim pentru Mihai și să revenim la afacerile noastre. Planul meu numărul 1 momentan este să-mi găsesc un elicopter să scap după insula asta. Am văzut că foarte mulți au ajuns pe această insulă și nu toți sunt prietenoși, așa că cel mai bine pentru noi este să încercăm ceva care să putem să scăpăm după această insulă. Sper ca Mihai să fie talismanul meu norocos și să reușesc să găsesc alături de el un elicopter, un avion, indiferent, o sursă de zbor pe această insulă. A, poți să stai liniștit, nu? Cu mine ai toate șanse. Urați-ne noroc! Cum spuneam, foarte aproape, câteva momente mai târziu. Aici este zona unde am luptat ultima oară, după cum puteți vedea și voi, deasupra orașului Kamenka. Primul oraș de care dați, pur și simplu urmați șoseaua principală. Uite pe unul aici. Uh-huh. Sunt mai mulți. Goddammit, cred că o să treacă. Se trage, doamne ferește, se trage. A murit, da. Oh, fuck. Eu cred că mor acum, nu? Îmi simt conștient. You are dead. Wow. Pick up, dar cum? Wow. Talismanul meu norocos, nu prea cred asta, Mihai. Doamne, ce mi-au... S-a dus! Ai murit? Da, Mihai Uschi. You are dead. Aoleu, cum am intrat cu Mihai pentru prima oară și am și murit în DayZ. Oh, păcat, se pare că aici se oprește momentan aventura noastră în DayZ. Cel puțin pe serverul Dystopia. Am aflat de un nou mod... Vezi că eu sunt un pic, mă strigă cineva, rămân pe server, da. Ok. Am aflat însă de un server nou de Origins. Am înțeles că sunt multe feature-uri noi, multe chestii noi implementate în el. Chiar dacă Dystopia se oprește aici, cu siguranță noi vom continua DayZ-ul să testăm și puțin
serverul Origins, să vedem despre ce este vorba și acolo. Îmi pare rău că n-am reușit să supraviețuiesc pentru voi, aveam multe planuri, multe idei de făcut. Se pare că aici se termină seria noastră cu Steam Games la jocul DayZ. Vom face mai multe seriale alături de mai mulți băieți pe acel server de care vă spuneam, de Origins. Dacă vreți să jucați alături de mine și de băieții aceia pe nou server, o să lăsăm DayZ Cernarus în urmă și o să testăm noul DayZ Origins. Până atunci, până data viitoare, eu și cu Mihai vă mulțumim că ne-ați vizionat, n-a fost video așa de lung pe cât aș fi vrut, însă va urma lucruri noi, ceea ce este foarte bine. Aștept foarte mult să vedem despre ce este vorba. Până atunci, o zi bună în continuare și ne vedem în capitolul următor. Bye bye! La revedere!